Sunt o parte din pastilele pe care le-am luat. Ia uitați, toate sunt goale. Și aici ce am luat astăzi. Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vreau să vă fac un update asupra stării mele de sănătate. După cum știți, cei care mă urmăriți, am fost foarte, foarte bolnav și încă mai sunt. Nici acum nu mi-a trecut. O să vă arăt imediat pastilele pe care le-am luat și pe care le voi lua. Transpir foarte tare. Sunt în maieu. Am o căciulă pe cap pentru că am sinuzită. Am sinusurile inflamate și pe ara stângă tot îmi iese roi. Îmi suflu nasul foarte, foarte des și e foarte, foarte nasol pentru că durerea se transmite la mâsea și apoi la tâmplă și mă doare toată partea asta, mai puțin urechea, inclusiv ochiul mă doare, mă ustură și nu am ieșit deloc din casă, am fost decât la doctor, am fost și la dentist, mi-am făcut radiografie, nu am absolut nimic la dantură. După care am fost la doctorul de familie și mi-a prescris niște antibiotice, iar apoi, după 7 zile de antibiotice, am fost la spital, adică chiar astăzi, când filmez, este vineri. Și am fost la o doamnă doctor specialist pe ORL și m-a văzut, m-a consultat, mi-a dat încă vreo 3-4 medicamente, dar de data asta nu sunt antibiotice și trebuie să mai mă duc joi încă o dată la dânsa să mă consulte, să vedem în ce stadiu să fiu atunci. Sper să-mi treacă. Pentru că mă apucă câteodată o durere care mă ține câte 6, 7, 8 ore și efectiv e foarte, foarte, foarte dureros. Mă doare toată partea stângă, toată dantura. După cum vedeți, am slăbit 1 kg săptămâna aceasta. Adică săptămâna trecută, săptămâna aceasta, duminică, s-ar face fix 10 săptămâni. Iar săptămâna trecută am slăbit 1 kg, nici nu mă mai interesează, sincer să fiu, pentru că vreau doar să mă fac bine, am foarte, foarte multe lucruri de făcut, foarte multe colaborări și pe Instagram și pe Facebook și mașinile trebuie să mă duc cu ele la mecanicul meu, că se aud niște șoricei pe acolo și vreau să văd ce are, cea mică, iar cea mare trebuie reglat un pic avansul, duba mea, pentru că trepidează, nu are avansul bun de la pompa de injecție și, în fine, trebuie să mă apuc de apartament, să îl golesc pentru că mă voi apuca să-l renovez și de aceea am foarte, foarte multe lucruri de făcut, nici la sală nu am fost de 3 săptămâni. S-au făcut 3 săptămâni de când nu am mai fost la sală, am stat numai în casă și credeți-mă că am înnebunit, vreau să mă duc să trag de fiare. M-am uitat la tot felul de clipuri motivaționale cu toți din industria fitness-ului după YouTube. Nu vreau să mai mă lungesc, v-am spus toate suferințele mele, ca să zic așa, nu am avut chef de absolut nimic, am avut dureri constante, am luat câte 2-3 tadoruri pe zi. Și acum am trecut pe ketonal pentru că iarăși mă doare și nu știu, am crezut că antibioticul ăla va fi de ajuns, dar se pare că nu. Am avut și probleme cu stomacul, am luat și de atâtea pastile, vă dați seama, a început să mă roadă stomacul, să mă doară. Mi-am cumpărat niște probiotice pentru stomac și a fost mai ok, dar foarte, foarte multe pastile. Haideți să vă arăt. Că le-am aranjat frumos pe bar și chiar vreau să vă arăt tot ce am luat până acum. Acestea sunt o parte din pastilele pe care le-am luat.
Ia uitați, toate sunt goale. Și aici ce am luat astăzi, ce mi-a dat doamna doctor de la ORL, niciuna nu este antibiotic. Și aici, bineînțeles, avem pastilele pentru durere, Tador, Nurofen și Ketanol. Ketanolul ăsta e foarte tare și foarte bun atunci când ai dureri. Așa, aici avem ăsta de se inhalează, un inhalator și încă trei pastile. Am apucat să iau câte una din fiecare astăzi. Iar aici este perioada de dinainte, pentru că antibioticul acesta l-am terminat fix astăzi de dimineață când am fost la doamna doctor, așa că o săptămână am luat câte două antibiotice din acestea, Clavax pe zi și ibuprofen. Ia uitați câte multe pastile am putut să iau, toate sunt goale. V-am zis, mi-am luat și probiotic pentru că acestea sunt foarte, foarte puternice pentru stomac, să-mi oferă o protecție. Și aici mai am niște parasinus, niște pastile banale pentru răceală. Cam acestea sunt toate pastilele pe care le-am luat. Deci uitați și dumneavoastră cum uitați și voi cum transpir. Groaznic. E groaznic. Ce să vă mai zic? Nu mai mă pot concentra. V-am zis, sunt foarte, foarte necăjit, foarte supărat, pentru că am foarte multe proiecte. Vreau să renovez aici tot apartamentul ăsta. E foarte, foarte mare, la ultimul etaj, în centru, aici, în Râmnicu Vâlcea, și eu aici stau, aici, plus la unde am stupina, bineînțeles, mă duc aproape zilnic. Însă, în această perioadă, nu am reușit să ies din casă decât la doctor am fost. Și am făcut radiografii, antibiotice, foarte, foarte multe lucruri de genul ăsta. Deci mai pot. Trebuie să mă duc să mă apuc de sală. Sunt foarte nerăbdător. Vreau să continui acest proiect de a slăbi 50 de kilograme, să vă arăt că se poate și natural și... O să avem acum o perioadă iarăși foarte aglomerată, cu foarte multe târguri. În fiecare weekend vom avea câte un târg timp de 4 săptămâni. Așa că nu știu exact ce o să fac. Sper să mă revin, să mă pot duce și la târguri, să-mi fac treaba. Trebuie să mă duc și la țară să fac colete. Bine, este oraș, Băbeniul, dar acolo unde avem stupina și au părinții mei casa, însă eu îi zic că mă duc la țară, așa m-am obișnuit de când eram mic și... Da, deci cam astea sunt, o să mă duc să fac coletele, am foarte multe colaborări de făcut în perioada viitoare, în următoarea perioadă și sunt foarte, foarte nerăbdător și sper să mă fac bine cât mai repede, că sincer nu mai pot. Eu a fost Otto, dacă vă place acest clip, dați-mi un comentariu, întrebați-mă absolut orice doriți voi acolo, eu voi răspunde, voi citi toate comentariile, vă voi da și câte o inimioară și rămâneți motivați, rămâneți, stați sănătoși și până data viitoare, numai bine. Ceau! Mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai